printre amintiri. Amintiri despre un om care a fost. Libertate, visare, frumos, dragoste, lumină sunt cuvinte care compun amintirea lui Ion Nicodim, un artist controversat ce s-a stins din viață în urmă cu un an. Drumul printre amintirile celor care l-au cunoscut și l-au îndrăgit este unul firesc, plin de sinceritate și duioșie. Sunt mulți cei care încă îl simt prezent în viața lor. Ion Nicodim a plecat mult prea devreme. Foarte greu de vorbit de Ion Nicodim la timpul trecut. A avut un impact formidabil asupra mea. Era un om liber, un om care făcea asociații de idei surprinzătoare. M-a atras în mod deosebit felul în care se comporta cu toți ceilalți, felul foarte prietenos, foarte hâtru. Glumele pe care le făcea în momente câteodată foarte solemne. Iubea totul și cu multă pasiune, așa, cu multă putere, cu multă forță. Iubea și pictura, iubea și viața și glumea. Făcea glume și negre și roze. Nicodim avea un enorm de mult umor, ca orice om de calitate, așa zic eu. Și umorul ăsta venea dintr-un spirit formidabil de observație. Și asta probabil că se vede și, adică probabil, după mine, se vede foarte tare și în ce făcea Nicodim. Foarte abstract de multe ori, dar foarte firesc, foarte venit dintr-o observație așa nu detașată, nici foarte implicată, nici critică, normală. Cu un parcurs de viață interesant, Ion Nicodim s-a împărțit între București și Paris, rămânând un român care și-a iubit țara și mai ales pământul care l-a plămădit. Rămășițele trecerii sale pământești sunt foarte multe și noi, alături de soția sa, artistul plastic Ariana Nicodim, am încercat să le căutăm spre a compune amintirea celui care a fost Ion Nicodim. În strada General Broșteanu este o frumoasă casă veche cu o curte plină de verdeață. Aici au locuit Ion și Ariana Nicodim. Totul prin prejur amintește de artistul complex care a fost Ion Nicodim. Era un om curajos. Meritul lui Nicodim era că nu îi era frică, ci de fapt îi era frică, dar se forța să nu-i fie și să acționeze. Un om deosebit, ce să vă spun. E și toată-l văd pe lângă noi. N-a fost clipă în viața mea să nu mă gândesc la el, în fine, și când era bine și când era rău, că totdeauna ne-a fost bine în viață. Eu am învățat de la el, în primul rând, să fiu iertător, așa. El era un om extraordinar de iertător. Știa să fie și sever, știa să fie și bun prieten, știa să spună fiecăruia că trebuie să stea la locul lui și, în fine, să se măsoare singur înainte de a se expune, așa. Și el era un om extraordinar de plin de viață, așa, de dragoste față de meserie, față de prieteni, față de tot ce era în jurul lui, față de natură, față de tot. Un om cu totul și cu totul special. Soții Nicodim au avut de-a lungul timpului multe animale, îndrăgindu-le pe fiecare în parte și având mare grijă de ele. Suflete sensibile și delicate, ei au animat casa cu multă dragoste și veselie. Ariana ne arată emoționată cartea operă de artă pe care Nicodim a creat-o împreună cu Emil Cioran, pe care l-a cunoscut la Paris. Este un obiect impresionant, o carte în ediție limitată cu texte inedite semnate de Cioran, o carte născută din colaborarea a doi mari oameni ai țării noastre. A dus la el
cu Liceanu și cu Teodor Enescu, care au adunat textele, s-a dus la el, stătea lângă Luxemburg și a fost de acord ca Nicodim să facă o carte obiect, în care a făcut-o în întregime Nicodim, ca o operă de artă, în care a publicat texte inedite și gravuri, xilogravuri, pe care tot așa le-a făcut el. Și a fost de acord Cioran să facă această carte. Cioran a fost de acord să facă 60 de exemplare, dintre care el a semnat 12, împreună cu Nicodim. Bineînțeles, Nicodim a semnat pe celelalte, numai cu semnătura lui. Era un om șarmant. Dacă nu avea interlocutor pe măsură, era parcă, așa cum zice Baudelaire, un albatros stângaci printre muritori. Așa. Cu toată lumea vorbea foarte amical, dar, în fine, la nivelul muritorilor. Nicodim a avut totdeauna nevoia și dorința de a se confrunta cu arta de dincolo. Era o confruntare a lui cu el, bineînțeles.